și bine v-am găsit la microfonul, ai încredere în cifrele matematice. Bă, dar și te-a spus tu, băi, deci te-a spus, ai venit așa puș-puș după ce ai dat drumul tu la lecție, sper că s-a dat tot bine. Da. Letul ăsta, dacă funcționează, da? Da, e sigur că da, poți să vii și dezvolt așa cum ești obișnuit, să sper că tu ai dat drumul și că noi vorbim repede în lecție. Uite, David are cu 5 ani mai mult decât Mari. Câți ani are David are cu 5 ani mai mulți decât Mario. Dar David are, precizez, 12 ani. Câți ani are Mario? Câți ani are Mario? Deci, David are 12 ani. El are cu 5 ani mai mult decât Mario. Câți ani are Mario? Cât? 7. Mai poți tu formula problema într-un alt mod? Da. Ia să mai văd cum spui. Mario are 12 ani. David are cu 5 ani mai mult decât Mario. Aflu câți ani are Mario. Deci cum e format tot David? David? David are 12 ani. Nu. Da. Mario are cu 5 ani mai mult. 5 ani mai mult. Deci Mario are cu 5 ani mai mult decât David. Câți ani are? Câți ani are Mario? 17. Dar să fie tot așa problema făcută, tot în direcția asta, tot cu datele astea, dar formulată altfel. Tot între Mario și el să ajungă tot la 5 ani. La cât? La 7 ani. Deci David are 12 ani. Da? Mario are 20 de ani. David are cu 13 ani mai puțin. Câți ani are David? Deci Mario are 20 de ani. Ai zis, da, e format una, da? Da. Deci Mario are 20 de ani. Bun. David. Are cu 13 ani mai puțin. Mai puțin. Câți ani are? David. Și tu ai răspuns? Ai răspuns 7. Dar tot așa, deci Mario are 20 de ani, zis tu. Și David are cu 13 ani mai puțin, da? Să vedem. Varianta, o altă formulare aș vrea. David are cu 13 ani mai puțin. Așa. Dacă aș spune Mario are cu 20 de ani mai puțin decât Davide. Mario are 20 de ani. Da. El are, atenție, 20 de ani mai puțin decât Mario. Cu 20 de ani mai puțin decât Mario. Câți ani are Mario?
Păi, de rom. Nu știu. Păi, dar Mario are 20 de ani, da? Da. El are cu 20 de ani mai puțin decât Davide. Hai să se roi. Da. 21 și 20. Stai să vezi. Deci, el știe câte are, atâți ani. Dar el în raport cu... Cu cine? Cu... Davide are cu 20 de ani mai puțin. Davide câți ani are? 40. Asta era. Asta era. Deci el care are 20 de ani e mai puțin cu 20 față de ani. Deci el are 40. De ce ai putut să ajungi la vârsta lui? Ia să mai vedem. Radu are... Radu are 40 de ani. Da? Radu are 40 de ani. Da. El are cu 15 ani mai puțin. El, Radu are cu 15 ani mai puțin decât Tudor. Câți ani are Tudor? Așa am și eu, de la școală, că am Tudor și Radu. Da? Deci, Radu are 40 de ani. El are cu 15 mai puțin decât Tudor. Câți ani are Tudor? Operația 40 plus 15. Deci, el dacă are cu mai puțin decât Tudor, Tudor are mai mult în seamă. Deci, de ce ai adăugat cu 40, 15? Da? Bun. De 53. De 53. Răspuns? Tudor are... Cât am spus eu? 40 plus... 15. Și da, cu 55 ani. Hai să ne vedem problema de el. Ilinca are 10 ani. Radu are cu 7 ani mai mult. Mai mult decât Ilinca și cu 15 ani mai puțin decât Victor. Andrei. Câți ani are Andrei? Stai că nu e rezultat cu aceasta, alte numere, trebuie să gândim problema. Deci, Ilinca are 10 ani. Radu cu 7 ani mai mult. Radu cu 7 ani mai mult. 10 plus 7. Dacă Radu are 7 ani mai mult, 10 plus 7, da? Deci, Ilinca, să-i spunem, Ilinca, știi care-i 10 ani? Radu, din care cu 7 ani mai mult decât Ilinca, de minimul și compară, compară. Deci va avea 10 plus 7, egal cu 17 ani. Acum, Radu are cu 15 ani mai puțin decât Andrei. Radu are cu 15 ani mai puțin decât Andrei. Câți ani are Andrei? Deci, să ne înțelegem că tot Radu are cu 15 ani mai puțin decât Andrei. 15 plus 17. Asta era.
Deci Andrei are cât vârsta lui Radu, la care mai are încă 15 ani Radu în față. Da? Deci, despre Andrei, spunem că este egal vârsta lui cu 17, plus cât ai spus tu, plus 15. Și face cât? 32 ani. Dar dacă aș modifica problema așa, Ilinca are 10 ani, Radu are cu câți ani am spus eu, cu 15 ani, are cu 7 ani mai mult, iar Andrei are cu 3 ani mai mult decât Radu. Cu 3 ani mai mult decât Radu. Deci Andrei are cu 3 ani mai mult decât Radu. Facem tot 17 plus 15, 10 plus 3. Deci Andrei are cu 7 ani mai mult, da? Decât Andrei. 17 plus 15, 10 plus 3. Deci vezi, acum, în funcție de cum e sistemul de comparație. Eu m-am luat pe Andrei cu Radu și am spus despre Radu, despre Andrei care cu 3 ani mai mult. Dar dacă spunem că Andrei are cu 3 ani mai puțin, Andrei are cu 3 ani mai puțin decât Radu. Putem scădere. Da? Deci dacă spunem... Dar dacă spun Radu are cu 3 ani mai puțin decât Andrei, Radu are mai puțin decât Andrei. O scădeam. Radu are mai puțin decât Andrei. Scădeam cu Ilinca? Nu, 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 nu. Radu are mai puțin decât Andrei. Andrei are atunci mai mult sau mai puțin? Mai mult. Mai mult, vezi? Trebuie să-i aduni. Deci, dacă eu compar pe Andrei cu Radu, depinde cum îl iau. Față de Radu sau față de Andrei, cum mai mult. Și atunci de acolo îți dai seama dacă ajungi sau scas. Mai întâi, am reușit acum să spun un problema. Ieri forța să nu face drept. Da, da. Pentru că în loc să rup problema în două, am dus-o deodată cele două probleme într-una. Și lui a venit greu să înțeleagă că e vorba de comparație ce trău. O altă problemă care o găsești acolo mai interesantă. O țeavă lungă de 28 de metri este tăiată în 3 bucăți. Deci o țeavă de 28 de metri este tăiată în 3 bucăți. Prima bucată are 12 metri. 28 de metri. În 3. Prima bucată... 12 metri. 12 metri. Iar a doua este mai lungă cu 3 metri. A doua? Mai lungă cu 3 metri. Mai lungă cu 3 metri. Decât prima? Da. Prima, da? Da. Metri decât prima. Câți metri are a treia bucată? Câți metri a treia bucată cât metri are? Nu răspunsul vreau să mai dau. Vreau să-mi povestești cum gândești tu? Am să fac așa și am să fac așa și am să fac așa de parte. Da? Deci, eu țeavă lungă de 28 de metri. Prima, să tai în 3 bucăți. Eu am gândit să fac 12 plus 28. 12 plus 28. De ce te-ai gândit asta? Nu trebuie să te urmăriți care a fost... Ia toată țeava, toată țeava e lungă de 28 de metri. De 28 de metri. Și ea se taie în 3 bucăți. O parte din ea e atâta. 12 metri. Cea de-a doua bucată e mai lungă cu 3 metri față de prima. 12 plus 3. Adică cât va avea cea de-a treia bucată? 15.
Deci 15 va avea cea de-a treia bucată. Deci a treia bucată, o spunem foarte probabil, va avea 15. 15 mântri. Și cât va fi a treia? Cât va fi a treia? Asta vei zice. Vă face 12 plus 15. 12 plus 15, ca să afli cele două bucărăți. Da. Și pe urmă? Acum am 28. Și pe urmă ce faci? Că scădeam pe 28. Scădem pe 28 sau din 28 scădem? Din 28. Păi din toate scădem cele două bucărăți. Nu din 20, nu din 28. Păi, dar din 28, din toate e 28. Asta era toată. Știi prima bucată, știi pe a doua. De atunci pe cele două bucăți, îți dă cât în totale? Și aveți cât îți dă cele două? 27. Îți dă 27. Și ca să vezi cât e a treia bucată, ce să faci? Ei, vezi? Așa trebuie gândit. A treia bucată e un metru, da? A treia bucată, asta de a treia aici. Uite, o să dau și eu, că e mai mică, e de un singur metru. Un, da, un metru. Mă lași un pic, hai să mai analizăm. Deci, o țeavă, fii atent aici, o țeavă lungă, de nu știu câți metri. Nu știu câți metri. Noi trebuie să aflăm. După ce se taie jumătate din ea, deci se taie jumătate din țeavă. Arătul nu ne spune că are țeavă. Nu știu. Jumătate din țeavă. Din ce rămâne, se mai taie încă o dată în două. Și rămâne bucata asta, una din bucățile acestea, e 7 metri. Câți metri are țeava? Nu mai spune ceva? Nimic. E țeava mai lungă. 7 fai. Ce zicem că stă, da? Da. 7 și 14 cu 17. Spre ceva mai primă. De ce vă arată? De ce ai dus pe 7 și cu 7? Cine se explică? Eu ți-am dat când m-am bucat, asta e de 7. Că nu am niciun număr. Dar mă ucrea, nu am așa, nu am atât bani, de gândim. Deci steaua toată a fost atâta. Nu știm ce de bani. Mă gândesc tot așa. Zic? Dar să vină 14 cu 14. Dar de ce 14 cu 14? Ca să aflăci primul. Vină cu ca să ne explicăm așa. Stăm amândoi să vedem. Hai să gândim amândoi așa. Deci pe asta o știi, da? Da. Dar asta, încât asta, din cauza că a fost tăiată în două asta. Asta toate, da? Da. Și cât? Dacă asta e 7, asta cât să fie? 14. Nu. Încă o dată 7. Că e 7... 21. De ce 21? Stai să vedem, stai de ce. 14 plus 7. 14 plus 7. Adică să mă înțelegem. Deci ea toată a fost atâta. Restul, toate era așa. Eu am dat-o în două, când am dat-o în două bucata asta, să știi că este egală cu cealaltă. Dacă am dat-o în două, chiar în două am dat-o. Vezi? Chiar în două. Asta și cu asta sunt egale. Și pe asta am mai dat-o o dată în două. Și o bucată de asta e de 7. Cât să fie asta dacă e dată exact în două? 14. Nu, deci e 14. Exact cât asta? 7. Încă o dată 7. Și am spus 14. 7 ori 7, 14. Deci 7 ori 7. Stai să vedem. 7 plus 7. A, dar nu, eu nu ți-am spus cât e asta până aici. Eu te-am întrebat cât e numai asta de aici. Deci numai asta de deasupra cât este. Asta de aici. Cât e așa. Cât este asta? Dacă ele sunt egale. Cum asta e 7, asta cât este? 14. Tot 7. De ce zici că e 14? Pentru că e mai mare. Cum? Asta cât asta? E la fel. Cum măsurăm? E mai lungă. Unde e mai lungă? Asta de aici? Da. Adică e mai lungă, dar tot profesorul ți-a spus că poate o jumătate. Ia să vedem. Hai să o măsurăm. Hai să o măsurăm ca să nu mai ceri prost, da?
Că tu văd că vrei să încerci cu mine astăzi. Uite, dacă ea este atât, da? Mi-a dat-o în două. Chiar în două. Chiar în două. Și acum, dacă asta e de 7, cât e și asta la altă? Tu 7, sigur că da. Că asta e atât, și asta e la fel. Deci asta o rămas să fie tot de 7. Ei, cât este acum asta luată așa? 14. 14. Asta e 14. Și cum am dat-o în două pe cea de la început, cât o rămas să fie? 14. Păi vezi, așa? Asta e tot de 14. Și 14. Asta e. Asta e. Așa învățăm să gândim problemele. Suntem foarte tari pe chestiile astea. Bun. Acum, deci cât este răspunsul corect? Răspunsul corect este 28 de răspunsuri. 28 de răspunsuri. Fii atent acum. Acum, dacă faci asta care urmează acum, că ți-o dai eu, ești mai tare. Eu ies de afară și spun, mare, mi-a făcut problemă. O țeavă lungă, nu știu cât e de mare. Dar întâi o dau în două. Uite, o dau în două. Asta e cât asta, da? Și pe asta la altă care o luți. Jumătatea asta o dau în trei. Trei părți egale. Una, două, trei. Da, se egale. Nu se egale? Îs. Îs, da. O singură parte de asta e de 2 metri. Câți metri are toată țeaua? Ce arată? Are tu 2 metri. Care? Aceeași... Vin și vrea arată. Asta, tot 2 metri. Bun, bun. Asta, tot 2 metri, că e aceeași. Da. Și mai adunăm pe tot și avem cea mai mare. Adică 2 plus 2 plus 2 face cât? 6. Adică asta poate fi 6. 6. Așa. 6 plus 6 e 12. Aaa, că asta la tot e 6, m-a făzat în două, da? 6 da. Metri și răspunsul corect este 12 metri. Ai văzut că tu ai prins de acum. Deci când ai văzut bucățica aceea, tu te duci ușor, ușor e făcut. Da, dar acum mai faci cu asta. Să vezi. Tot așa? Nu știu, vă dau una acum foarte tare. Uite, pe asta, o țeavă lungă, 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 o dau în trei, exact în trei bucăți. Unu, două, trei. Deci trei părți egale. Pe asta de aici, o dau în cinci părți egale. Una, două, trei, patru și cinci, da? Cinci. Cinci. Și o singură bucățică de asta e de 2 metri. Cât de mare e toată? Trei, patru, da, 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 vină tavă și gândim amândoi, că problema e grea. Dacă 3 metri, 4 metri, 6 metri, 8 metri, 10 metri. 10 metri. 10 metri și cu 10 metri, 20 de metri. Da. Și cu 20 de metri, 40 de metri. Dar ce, astea tot 40? Nu, 30. Ai vezi? Deci cât e? 30? Că sunt 3 bucăți de astea. Deci ai zis aici, e 5 ori 2, nu? 2, 2, 2, 6, 10 metri. Și deodată puteai repede și asta e tot de 10 metri, și asta e tot de 10 metri, și în final îți ieși să poată de 30 de metri. Veniți afară! Eu să merg afară și să-ți trig în gura mare, că mi-a făcut problema Mario. Da. Dar știi când diseară, că nu mă vei din nu m-a văd nimeni, zice, băi, de asta mă-i sănătos la cap, că iese pe stradă și-o scric așa, că are, eu făcut problema.
Mă lași pe mic, mai amiez nopți, așa că nu prea multe lume pe stradă. Bine? Da. Bun. Ei, Mario, ia să ne vedem... Mai avem 3 minute. Da? 3 minute. Bun. Poți face un exemplu? Mai facem o... Ai o altă problemă tu? Așa am ceva, să văd dacă nu uitam cumva, ca să trebuie el ceva. Ia, te rog, așa aici. Ascultă, Mario. Eugen și prietenii săi au aflat de la o vrăbiuță că poienița din apropierea școlii este tristă pentru că este plină de gunoaie. Află câți saci cu deșeuri au cules copiii pentru a-i reda poieniței veselia. Și avem aici saci, se vedea. 19 minus 3. Deci 19. Minus 3. Plus 2. Minus 9. Plus 7. Minus 8. Plus 3. Minus 7. Vedem dacă nu am uitat. Da. Ca să lucrat cu el așa ceva. Da. E perfect. Ca să lăsă timp 3 minute să mă îndepăr. Da. Ce lucruri sunt la adunări? Sigur că da, ce lucruri la adunări în față, în prim plan, și cei care sunt cu minus la sfârșit. Tot așa. Aia cu adunare. Deci 19 plus 2, da? 19 plus 2 plus 7 face 28. Minus cine? Minus 3, minus 9, minus 9, minus 8, minus 3, minus 7. Ce calcul? Câte ai fac aici? Cine n-a fost la 28. Scăzut cine? Toate datorite la un loc. 37, 10. Așa, mă? Ăsta? A, oricare. N-are importanță. Face 13. Cu 3. Da. Face 13. Da. Și cu 9, 22. Da. Și cu 7, 29. Și cu 8. Cu 8, 30. Încă o dată. Deci 13 ai zis. Și cu 8, 21. Da. Și cu 9, 30. Și cu 7, 37. Care e 7? Hai de lângă. Deci, 30. Deci te faci 30, 30. Bine? Deci 28 minus 30, așa bine? Nu, invers. Cum? 30 minus 28. Păi 19 și cu 2 este, ai zis că face 21 și vreau 28. Am zis 28. Nu sunt termini. Nu, acum e cum se face. Păi da. Nu se face 21 minus 30. Dar 30 minus 28, da. Da, deci nu se poate 28 minus 30. Hai să faci 30, vă reamnă și noi. Ia mai faci o dată. Minus 3, minus 7, minus 10, minus 13, minus 20 și... 2 și 8, minus 30. Ia să mai vedem ce e problema. Deci, ia să vedem să mai citim problema. Ceva nu-i clar. Ia să vedem. Eugen și prietenii săi au aflat de la o vrăbiuță că poienița din apropierea școlii este tristă pentru că este plină de gunoaie. Află câți saci cu deșeuri au cules copiii pentru a-i reda poieniței veselia. Și dă... E fricit ăsta. Gata. 28 plus 30. Păi scădem. Dar ce mai puteam un profesor cu plus, cu minus, ai plus în față. Deci să vedem. Da. Să vedem acolo că e o greșeală undeva, trebuie să găsim noi. Da? Deci 19 minus 3 plus 2 minus 9 plus 7 minus 8 plus 3. Aici a fost greșeala. Da? Plus 3 minus 7. Da? Merge. Plus 3. Deci aici mai pune un plus 3. Uite la plus aici. Și tot este perfect. 31 minus 30. Va fi 31 minus minus 27. Așa, minus 27 și face cât? 27 și face ca și calcul 4.
Da? Egal cu 4. Bun. Da, uite-te. Te duci la școală și mama ți-a dat 2 lei să iei un cornuleț. Și tu când te duci acolo la chioșc, vezi o brânzoagă cu 3 lei. Și tare poftă. O poftă extraordinară din brânzoaga. Cum faci tu, având numai 2 lei, ea costă 3 lei, cum te descurci tu să iei o brânzoagă? Îi dă un și altul îmi dă 2 lei. Asta, dai numai 2 lei. Deci 2 minus 3. Face 1. Face 1, dar cu datorii. Îi spun așa, dai 2 lei, dar tu îmi dai 3 lei. Nu. Mâine îți mai aduc eu un leu. Te rog frumos, dar de răzvoare ca aceea. Mâine îți mai aduc un leu. Deci ești dator. Deci se poate și face chestia asta. Se poate și 2 minus 3, dar rămâi dator. Cât face 2 minus 5? Păi da, mă, cât face 2 minus 5? 3. Face minus 3, datorii rămâi. Deci rămâi cu minus 3. Deci vezi ce interesant, te poți descurca, dar rămâi dator. Și pentru voi e valabil. Deci vă spun asta, este noutate. Pentru că învățătoarea ce vă spune? Numai 5 minus 3 se poate să facem 2. Vezi, și se poate și 3 minus 5. Se poate, dar rămân dator frumos. Și datorii o îi pune un minus în față, ca să fie recunoscută. O să mai discutăm de chestia asta în lecțiile care urmează. Pentru că tu ai învățat și te poți afla situația asta grea. Vrei să iei brânzoaca? Așa, adică tu îi vei spune. Când dă brânzoaca, îți promite, sunt serios. Sunt serios, mâine când viu să te aduc eu înapoi. Ți-a aduc eu. Dar dă-mi de datorie. Deci să fii dator acolo. Nu poți dormi noaptea. Știi, gândești, băi, am datorie acolo, ce mă fac? Trebuie să mă văd cum fac, să-mi vorbesc cu mama, cu tata, să-mi dea un leu în plus. Dar să-i dau datoria și pe un ce mei, vreau avea eu de dat. Dacă nu dă. Da? Deci se poate și asta. Ce-a făcut cu brânzoaica? Ai mâncat, sau sigur că da, ai mâncat, ai fost foarte fericit. Ai fost fericit că pe moment ai rezolvat problema. Dar ai rămas cu datorie. Asta e teribil. Deci oamenii sunt puși în situația asta de multe ori. Dacă un avea 5 lei și 2 lei, ăla îți dea 3 lei. Da! Dacă tu ai fi avut, ai fost cu un prieten lângă tine și spuneai prietenului tău, uite, dă-mi un leu să completez aici, nu mă cred că e tot. Dă-mi tu, că tu mă crezi, că ești prietenul meu. Și prietenul tău completam și tu erai dator la prietenul tău acolo. Dar tot dator ești. Că până la urmă, cu leu acela, tot trebuie să te duci acasă. Să-i dai 2 lei și el îi dă leul lui. Așa. Și în felul ăsta îți rezolva problema. Puteai să-i dai din brânzoaica ta, să ia și vreo bucată din brânzoaica și rămâi chit pe chit, nu? Puteai să rezolvi și așa. Da? Depinde acum cât de foame ți era ținut. Așadar, dragilor, iată probleme interesante făcute cu Mario, adunăm și scădere, ducem spre ce se înseamnă semnul algebrii mai de timpuri. Eu vreau să dovedesc că dacă s-ar introduce semnul algebrii în clasa din clasa 1 și jucându-ne, în clasa 6 n-am mai fi șocați cum se întâmplă cu copiii. Am făcut acest experiment în mod sigur. Deci, apoi de lecția următoare, Davide, Mario va merge pe curva cu ăsta și va înțelege ce înseamnă datoria. Îi pune minus acolo în față. Da. Și acum, cred că s-a dus timpul, nu? Dar ea nu mai vine până să... Nu vine astăzi. Așa. Acum aș vrea să vedem dacă avem ceva probleme mai deosebite, dacă nu, încercăm. La revedere! Să nu uita la ieșire, să abonați la Prof Online! La revedere! La revedere!